oare Rusia. Dar, domnule, într-o zi, poate că Putin poate va înțelege că nu mai are opțiuni. Asta este și una din marile temeri pe care le au românii și cei din regiune. Poate atunci când va înțelege că nu mai dispune de variante, va folosi o armă nucleară, una tactică. Am văzut în presa americană ipoteza că ar putea încerca să o folosească arma nucleară în Marea Neagră, pe insula Șerpilor, tocmai ca să arate lumii că o poate face și că poate face orice vrea. Vorbind despre poporul român, avem în România niște îngrijorări. Asta ar fi prima și cea mai mare. De asemenea, ne temem că războiul s-ar putea extinde. O alta este că s-ar putea să avem o catastrofă nucleară din accident în Ucraina și sunt acolo multe centrale nucleare și am văzut de ce rușii sunt capabili, inclusiv accidente nucleare. Care credeți că ar fi cel mai mare risc, cel mai mare pericol pentru România acum? Biggest risk, the biggest danger right now for Romania. Nu văd vreun risc uriaș la adresa României. Ultimul lucru de care are acum nevoie Putin este un război mai mare. Ultimul lucru de care are nevoie este un răspuns global care ar urma după folosirea armei nucleare, oriunde, inclusiv, de exemplu, în Marea Neagră. Și cred că Putin e convins, a fost convins de liderii occidentali că asta ar fi o decizie îngrozitoare, greșită și că rezultatul ei ar fi că ar pune Rusia într-o situație mai proastă decât cea în care deja este. Și să spui că nu mai are opțiune, asta nu înseamnă că el e totuși prins într-un colț. Totdeauna mai are ceva de pierdut. Mai are ce pierde. Poate să-și piardă viața, poate să-și piardă funcția. Își poate pierde sprijinul celor din jurul lui, sprijinul oamenilor, al poporului. Toate acestea există acolo ca opțiuni și sunt luni sau poate ani de zile la distanță de lupte grele, de mai multe sancțiuni. Ucrainenii vor lupta în continuare, infrastructura va fi distrusă în Ucraina, dar la un moment dat, cred că rușii și Putin vor trebui să înțeleagă că trebuie să pună capăt acestui război. Țineți cont că situația cu sancțiunile economice și tot ceea ce continuă să crească și sectorul nu reușește să facă față și toate industriile sunt afectate, sunt amenințări la adresa fluxurilor de aprovizionare. Încă de la început am oprit exportul de microchipuri către Rusia, ceea ce este foarte grav. Se spune că Rusia e disperată, a cumpărat mașini de spălat și le-a scos microchipul, ceea ce este un mod efectiv neeficient de a face rost de chipuri. Deci au multe provocări și ei încă n-au ajuns la această concluzie că această situație este ireversibilă și vor continua să piardă și trebuie să recunoască la un moment dat. Ei vor înțelege că trebuie să-și retragă forțele, așa cum se întâmplă acum cu Hersonul, de unde își retrag forțele pe celălalt mal al Niprului. Apropo, ucrainenii le vor face viața foarte grea. Nu-i vor lăsa să-și mute forțele așa ușor. Ucrainenii vor continua să elibereze teritorii și Rusia va vedea că pierde teritorii cucerite până acum și pe măsură ce va avea de apărat suprafață mai mică, rușii vor avansa în teritorii dificile și asta se va întâmpla în timp. Și singurul factor de accelerare la care mă pot gândi ar fi ca forțele ruse să înceapă să se prăbușească chiar. Nu e imposibil ca ele să se prăbușească, e greu de prezis când și dacă, dar este pe câmpul de luptă, e greu de identificat momentul când s-ar putea prăbuși aceste forțe. Când eu eram comandant la Bagdad și invazia Irakului și în alte situații, inclusiv în alte locuri în care am avut privilegiul să comand forțele noastre, am văzut situații în care forțele inamicului s-au prăbușit și atunci am încercat să ne dăm seama ce am făcut noi care a dus la această prăbușire, ca să repetăm și altă dată. E foarte greu. Pur și simplu e vorba de presiunea necontenită, neoprită, presiunea asupra armatei ruse ar putea duce la asta. Nu pot garanta că se va întâmpla acest lucru. Relentless pressure on Russian forces in this case that could lead to that, but I'm not guaranteeing that will happen.
Sir, if Romania is safe, because dacă România este în siguranță, mai ales pentru că este țară NATO, ce credeți acum despre Republica Moldova? Pentru că la începutul războiului a spus că Moldova poate fi o țintă pentru Rusia. Și săptămâna trecută, în Washington Post, am citit un articol și aveți dreptate. FSB încearcă să îndea jos guvernul de la putere și poate să-și pună propriul guvern marionetă. Și vedem pe străzile din Chișinău și am văzut proteste acolo, am văzut multe informații interesante că ei sunt ar fi plătiți de oligarhi care sunt direct conectați cu Kremlinul. Credeți că vor reuși să dea jos guvernul pro-european din Moldova acum la Chișinău? In Chișinău, in Moldova? I don't think so, but it's not impossible. And keep in mind, nu cred că vor da jos acel guvern, dar nu e imposibil. Țineți cont că acel guvern a oscilat încolo încoace, inclusiv când cu Rusia, când cu Uniunea Europeană, deci a oscilat și acum este unul înclinat mai favorabil spre Uniunea Europeană, dar la un moment dat cred și sper că vom vedea Moldova și Ucraina ca state membre ale Uniunii Europene. Și sper acest lucru. În trecut am înțeles care sunt sensibilitățile Rusiei privind apartenența la UE și sigur am încercat să le menajăm, dar acum, dacă putem spune Moscovei, vă temeți, acum nu ne mai pasă ce credeți voi, ce sensibilități aveți privind UE. Acum, garanția de securitate dată Moldovei și Ucrainei este primordială. Deci e posibil să ne gândim că Turcia, Ungaria, poate alte țări membre UE, poate nu vor fi chiar fericite să suprijine această aderare la UE, dar credem că totuși se va întâmpla. Ucraina a cerut o cale mai accelerată pentru aderarea la UE. Sigur, trebuie gestionate niște lucruri, dar vor fi ajutați și odată ce se va realiza acest lucru, poate fi la luni sau ani de zile distanță de azi, dar în cele din urmă Rusia va înțelege că este nesustenabilă această opoziție și că trebuie să se retragă din acest câmp de luptă în care deja au pierdut de 4 ori numărul de soldați în 8 luni decât cel pe care l-au pierdut în 9 ani în războiul din Afganistan. De unde au trebuit să retragă? Și de acolo până la urmă. Deci nu e vorba doar de asta. Trebuie să-și dea seama că partea financiară, sancțiunile, restricțiile la importuri, la exporturi economice, toate aceste lucruri îi vor afecta și momentul va veni. Când e foarte greu de prezis de partea ucraineană, la un moment dat ei vor înțelege că noi trebuie să oprim această pedeapsă pe care Rusia ne o aplică și deja 40% din curentul electric din Ucraina a fost afectat, a fost oprit distribuția de curent de apă.